Salutare tuturor și bine ați revenit la al doilea tutorial simplu despre cum să utilizăm programul Adobe Premiere Pro CC2019. Acest tutorial probabil va funcționa și pe alte versiuni. Deci nu vă faceți griji. În tutorialul de astăzi vom vedea cum se creează o secvență și cum se importă un fișier video. În această secvență. Avem mai multe modalități. De a crea o secvență în Premiere Pro. Și una dintre ele. Este să mergeți la. File. New. Sequence. De aici vă alegeți. Un preset. Da. Vă uitați în general. În partea aceasta. Video Settings. O să vedeți. Uh, setările pentru dimensiunea frame-ului, practica a ecranului. Cum ați filmat voi? Ați filmat 1920 pe 1080 Dacă da, atunci vă alegeți această variantă. Da? Eu o folosesc de la Digital SRL, SLR pentru că în general noi filmăm cu DSLR-uri, da? cu aparate din astea foto. Dacă folosiți alte tipuri de camere, vă găsiți aici, uite, de exemplu, pe HDV, iarăși se poate alege o altă variantă. Bun, o să întâlniți aici, în aceste preseturi, două versiuni, cu I și cu P. Ce înseamnă I și P? Înseamnă interles și progresiv. Asta înseamnă că, în general, filmările, sau, mă rog, semnalul video pe care îl primiți, sau pe, cu, cu ajutorul căreia înregistrați, el pot să aibă uh, acele frame-uri, după cum v-am explicat sau după cum știți, filmul este făcut din mai multe uh, cadre pe secundă, adică sau poze pe secundă. Da? Și acele poze pot să vină intercalate și descifrate de playerul cu care vă uitați sau televizorul pe care vă uitați, sau pot să vină, pot să vină una după alta. Da? Deci pot să vină frame-uri one by one, una după alta, să nu fie intercalate. Și ziceți, bine, bine, dar la ce ar folosi să fie intercalate și la ce folosește să fie progresive? Adică una după alta. Intercalate se folosesc pentru a reduce din dimensiunea fișierului. Dacă voi aveți un fișier de un minut și ocupă 1 giga, atunci la un video intercalat s-ar putea ca acest fișier să ocupe doar 500 de mega. Și este foarte, foarte util în momentul în care voi transmiteți, de exemplu, prin satelit, da? o televiziune transmite prin satelit semnal, cum ar fi TVR-ul, protv -ul sau alte canale. Da? Acestea transmit prin, prin, satelit semnalul și acolo e foarte important ca dimensiunea fișierului pe care ei îl transmit sau comunicației live pe care ei o transmit să fie la cât mai mică dimensiune, la cât, cât mai compresată, da? ca să nu dureze mult până se transmite. Și atunci se folosește acest format interlace, care în general este folosit pentru, v-am spus, pentru televiziune. Deci dacă aveți posibilitatea să filmați, în momentul în care filmați, filmați progresiv, asta este recomandarea mea, va fiți atent să aibă acest P. Da? Și frame-urile practic să fie una după alta, să nu fie intercalate. De ce? Pentru că pe noi nu ne interesează dimensiunea fișierului, fiindcă în majoritatea cazurilor în care noi lucrăm, fișierele noastre vor fi exportate și folosite pentru canale de distribuție, cum ar fi Facebook sau YouTube, și atunci acolo este important să fie progresiv. Bun. Deci, după ce v-ați ales formatul, vă uitați și la frame-uri. Aceste 24-25 înseamnă frame-uri pe secundă. Ele trebuie să corespundă cu numărul de frame-uri de pe telefonul sau ă, camera voastră. Da? Deci dacă ați filmat o cameră, cu o cameră pe 25 de frame-uri, atunci folosiți formatul pe 25 de frame-uri. Dacă ați filmat cu 24, folosiți 24. Noi ce mai probabil, din câte vă amintesc pentru acest exemplu, noi am folosit 24 de frame-uri. Putem să luăm ori de la HDV, asta vă recomand de obicei ori de la Digital SLR. O să iau Digital SLR. Și după ce am dat dublu click, practic mi se creează această secvență. Nici nu știu sigur dacă se poate redenumi de aici. Sau redenumi de aici. Uite de aici se poate redenumi. O să-i spunem secvența 1. Da? Și mi s-a schimbat și denumirea aici. Deci această secvență o putem folosi pentru a edita video. Bun, acum problema este în felul următor. Secvența se poate genera în mai multe feluri. După cum ați văzut, puteți să faceți și combinația de taste Ctrl N și vă apare direct această fereastră. Da? Și o să mai creez aici o secvență. După cum nu v-am arătat prima oară, se poate da denumirea și aici. O să puteți să scrieți secvența 2. Hai să anulez caps lock -ul. Secvența 2. Deci vi, noi putem lucra într-un singur proiect mai multe proiecțele mai mici, practic, da? Sec, sau sunt numite secvențe secvența 1, secvența 2. Da? O să-i dau de aici X și de aici, după cum ați văzut, dacă dau dublu click, mi se poate, pot să-i schimb denumirea și pot să dau delete din tastatură direct la secvență. După ce avem secvența asta creată prin aceste două modalități de deci file, new, sequence da? sau control N, putem să importăm fișierul nostru pe care îl dorim. Importarea unui fișier se poate face ori, eu prefer să folosesc acest sistem de listă, de obicei el vine în acest format, în care se văd mai mici fișierele, puteți să folosiți pe care vreți, puteți să dați mai mari, mai mici de aici. Eu o să folosesc acest sistem de listă. De ce? Pentru că am mai mult spațiu și atunci când vreau să import un fișier, pot să dau simplu dublu click și mi se deschide fereastra de import. Și o să merg la videos și o să dau dublu click pe acest video. Dacă vreau să import mai multe simultan, pot să țin control apăsat, selectez mai multe fișiere și dau open, mi se deschid mai multe fișiere. Momentan eu vreau să import doar acest fișier, pot să dau open sau pot să dau dublu click pe el. Mi se importă și mi apare aici în listă. După care îl voi lua cu drag-and-drop, deci cu mouse-ul ținând de el și dau drumul aici pe timeline. Da? Ok. Și vedem că s-a potrivit perfect, nu a fost niciun fel de problemă, nu a fost niciun fel de uh, eroare. Bun. Acum, pentru a crea secvență vreau să vă mai arăt o mișcare, ceea ce se poate face. O să închid evența aceasta. Și dacă voi ați importat acest fișier în proiectul vostru, puteți să-l trageți automat aici și vi se creează o secvență nouă cu denumirea fișierului. Da? Bun, deci asta, asta a fost o nouă secvență cu denumirea fișierului salvată aici. Se poate schimba denumirea așa cum v-am arătat anterior. Deci am arătat deja trei modalități în care, prin care se pot face aceste ajustări. Da? Bun. Vreau să vă mai arăt un singur aspect foarte, foarte simplu. Dacă veți face o secvență o secvență să zicem nu știu, DV standard, să zicem, că ați făcut pe aceste setări, da? Și veți importa un fișier care are alte dimensiuni decât secvența, o să vă întrebe aici dacă clipul fiind de altă dimensiune decât secvența, da, și clipul este Full HD și secvența este ceva SD, calitate mai proastă, dacă doresc să Păstrez dimensiunea actuală a secvenței, vedeți că e și mai pătrățos aici, sau vreau să schimb setările secvenței ca să se potrivească cu dimensiunea clipului. Dacă dau clip existing settings, o să îmi de vedeți clipul meu o să fie cropuit. Da? Deci de la F controls după ce setez și dau la scale, o să văd că clipul meu este de o altă dimensiune mult mai mare și mai lată decât acestui pris de secvență. Deci, atenție foarte mare atunci când creați un proiect. Să fie pe aceeași dimensiune cu majoritatea fișierilor pe care lucrați, că s-ar putea ca poate acest video să fie Full HD, dar s-ar putea să importați voi alte fișiere video pe care să le puneți aici în continuare și să nu mai fie Full HD. Deci respectați ca ele să fie Full HD în general, dacă nu sunt, le veți scala de la scale, mai mare, mai mic, după dimensiunea proiectului vostru. Da? Vă mulțumesc că m-ați urmărit, atât a fost pentru acest video.